Au trecut circa 200 de ani de când boierul Lânaru punea lângă grădina publică din Slatina, actualul parc Eugen Ionescu, temelia casei sale, vândută în 1846 unor mari filantropi olteni, familia Fântâneanu. Între zidurile casei s-a scris istorie, conacul urban fiind reședința lui Constantin Fântâneanu, senator al României la începutul secolului 20, sediul prefecturii județului, pragul său fiind călcat în 1872 chiar de regele Carol I, azil de bătrâni, comandament sovietic în al doilea război mondial, sediul unor instituții județene, pentru ca în prezent să ajungă abandonată și într-un stadiu avansat de degradare. Donația făcută slătinenilor de familia Fântâneanu se află astăzi în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, iar după ani buni în care a fost lăsată în paragină și vandalizată, Consiliul Județean Olt, printr-un parteneriat cu Episcopia, îi va reda strălucirea de altă dată. Proiectul de restaurare, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Clădirea readusă la viață va găzdui cabinete de asistență medicală, unde vor fi oferite servicii de stomatologie, fizioterapie, consiliere psihologică, expoziții de obiecte bisericești vechi și diverse activități social-culturale.